Bună dimineața, 7:03 minute, este timpul să facem acel wake-up call de care v-am povestit mai devreme. Deci ieri la cafenea a venit cineva la mine și mi-a zis: băi, Ionuț, am un prieten, Alex, care s-a mutat de 2 săptămâni în București, de la Iași. În Iași? Din București. Eu am zis că e ieșan și e ieșan de 2 săptămâni, atenție. Deci să nu aveți pretenții de accent de la el din prima, că trebuie să stea un pic acolo să prindă. Da? Da, și știi că ne-a zis că nu mai e nevoit să se trezească la 6 dimineața și acum doarme sigur un pic mai mult. Păi, și... dar nu mai are... Nu mai are trafic, mă, dacă da. Tu ești în Iași, nu mai, trebuie să mai pleci cu o oră înainte, deși ești convins că se adună mașini și pe acolo, dar da, poate nu chiar ca aici. Cu el, din ce am înțeles eu, este că ține cu Real. Da, e mare fan Real Madrid. Păi și care e problema? Nu e nicio problemă, dar asta mi-a dat mie niște oportunități de glume și mi-a recomandat și colegului de muncă să-i fac niște glume cu Real Madrid, poate niște știri false, niște fake news. Deci e o problemă în momentul ăsta, pentru că eu nu știu multe lucruri despre Real și poate să-i umble acolo la rotițe. S-au întâmplat lucruri rele pentru Real Madrid, ai pregătit niște lucruri rele? Da. Ionuț, să-l băgăm în depresie? E nasol. Bine, păi hai să-l sunăm atunci și să-i facem dimineața nasoală. Da. Atenție, ce o să zic nu este adevărat, deci să nu vă speriați dacă sunteți la Real Madrid. Da, sau non-fan Real Madrid, să nu vă bucurați. Nu este real ce zici despre Real? Bun, hai că l-am sunat pe Alex. Uh-huh. Alarmele sunt mai încet la Iași. Cumva. Sau, mă rog, suneria telefonului. Credeți că mă va înjura ca la București sau ca la Iași? Nu cred că am învățat încă să înjure ca la Iași. Cred că mai mișto să înjure la Iași. Mai iute. Să vedem. Mai cu pasiuni. Fără să se repete. Mai cu... nu răspundi. Mai cu nu răspundi. Mai încercăm o dată? Mai încercăm o dată. Da, dar trebuie să-mi iau accentul. Hai. Eu sunt comitetul de primire din Iași. Cum zici Hala Madrid în moldovenesc? Hala Madrid! Deci nu e Hai la Madrid, e Hala Madrid? Da. Hai la Madrid! Alo, da? Alex! Da? Salut, bine ai venit în Iași! Nu știu cu cine vorbesc. Sunt Ionuț, sunt de la comitetul de primire. Ți-am adus o plăcintă și niște pâine cu sare. Dar, din păcate, am niște vești proaste pentru tine. Stai jos? Da, stau jos. Să știi că aseară, în urma unui accident groaznic, Cristiano Ronaldo a alunecat în toaletă pe niște ulei de cocos și va rata returul cu PSG și a fracturat coccisul. Mă care ești, mă? Sunt Ionuț de la Virgin Radio. Bine ai venit în Iași! Bună dimineața! Nu pot să cred așa ceva. Crede, ridică-te, cântă imnul Realului. Mâna pe inimă, haide! Știi versurile? Cu Hala Madrid? Păi da. E, ia, hai, uite, ascultă puțin așa dis de dimineață. Cel mai mare fan Real Madrid după Ionuț al nostru, Alex Oprea. Cum e la Iași, Alex? Te-ai mutat de 2 săptămâni, nu? Da, ceva de genul, da, 2 săptămâni. Și cum e? Cum să fie? O schimbare majoră e că nu vă mai ascult de la ora 7. De obicei vă ascultam de la 7, acum mă ascult de undeva de la 8 și un pic. Vezi de ce traficul este un lucru pe care noi în secret ni-l dorim? Exact. Dar era să ne înjur, nu? Era să mă jur, pentru că nu mă așteptam la ora asta, adică încă eram în pat acum. Ieri când am fost la cafenea, a venit un coleg de-al tău de muncă și mi-a zis... Tudor. Da, și mi-a zis... În poze. Ce frumos, mi-a zis să-ți fac o trezire specială. Mă rog, el mi-a mai zis să-ți mai zic că Benzema a semnat prelungirea pe 20 de ani. Nu mai există așa ceva în astfel, dacă Alex, mulțumesc frumos, n-am ce să zic. Alex, cu multă plăcere, Hala Madrid, și în dimineața asta tu ai primit un... Wake up!